Când auzim lucruri bune despre România care ne fac să ne simțim apreciați, de multe ori ele sunt rezultatul culturii noastre. Ca ministru al culturii am știut de la bun început că o cultură puternică înseamnă acțiune concretă. Mă bucur că te văd. Eu cred că patrimoniul cultural a avut o perioadă bună în mandatul tău. Pe de o parte, acțiuni urgente și mulțumesc că am salvat împreună Dionisia Lupu. Pe de altă parte, investiții în lucruri care contează. Da, așa este. Așezămintele Brătianu chiar sunt o investiție de care suntem amândoi foarte atașați. Investim, cum nu s-a mai întâmplat în trecut, în reabilitarea patrimoniului. Investim la Sibiu, Alba Iulia, Iași, Cluj-Napoca, Craiova, București și multe alte locuri. Am deblocat, după mulți ani de zile, mecanismul de sprijin pentru cinematografie. Prin acest mecanism vom aduce investiții de peste 370 de milioane de euro. Iar cineaștii români vor primi un sprijin real. Pornirea în sfârșit de către Ministerul Culturii a schemei de ajutor de stat e un pas major pentru revitalizarea industriei de film. Am sprijinit financiar marile evenimente. Festivalul George Enescu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, TIFF-ul de la Cluj-Napoca. Cele trei au avut în această perioadă cele mai de succes ediții, cu peste 1 milion de spectatori. Ministerul Culturii sprijină dimensiunea internațională a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Cultura nu e un lux. Cultura este oxigenul societății noastre. În acest mandat am luptat pentru o cultură vie, o cultură care să ne reprezinte și să ne bucure.